alțat ATV-ul. Că nisipul ești pe toareci. Că e rău, nu poți să virezi. Nu te ascultă, mă, ATV-ul. Ia uite, Doamne, cât a pisica! Salutare tuturor și bine ați dat click, bine ați venit la un nou ATV vlog. Încercăm să-i dăm Opel viteză pentru că vine tornada, vine furtuna. Am primit mesaje peste mesaje, aveți grijă, că sunt autoritățile la vidrarul, să nu bușească vidrarul, să nu știu ce. Este ora 10.44, îmi cer scuze că se vede așa ceasul, dar am armura pe mine, uitați-mă, vedeți aici de la Dan. Ia uite cum arăt. Zici că a băgat Dan 3 pompe pe mine de aer. E ok? E super. Nu mai râde, mă, nu mai fi șârlă. Ce contează cum mă arăți? Contează că am protecție. După da, 2 ani de omor, 3 ani. A? După 3 ani de omor mi-am luat și o protecție. Păi da. Zero planuri astăzi, căutăm mai mult nămoale decât aventură și overlanding, pentru că nu vrem să ne depărtăm extrem de mult de casă. Nu suntem la Vulturești, să știți. Nu vrem să ne depărtăm foarte mult de casă? Ne-am îndepărtat de Vulturești, nu știu unde suntem în momentul ăsta, putem fi și în Dâmbovița dacă ne întrebați pe noi, dar nu mai contează. Și dăm în partea aia. Modificări la ATV-ul lui Dan mai deloc, modificări la mine, niște sticări în plus, GoPro acolo, am pus ăsta. La mine sunt multe modificări, roz? Să știi. Care, mă, ce ai modificat? Păi nu mai am nici frâne pe față, nici pe spate. Am, că cu frâne mai reziști. Curea. Și avem un GoPro Max aici, deja mega prăfuit, vedem cât rezistă lentilele la el. În general rezistă, pentru că știu că este foarte omorât. Și hai să-i dăm dănuțele, mă țin după tine. Că știe Dan un drum dacă e. Da, abar n-am. Probabil ați observat deja că am o nouă cască. Acum se va auzi evacuarea puțin mai încet și o să mă auziți pe mine mai bine. Aia a fost, ăla a fost sunetul evacuării, vă mai arăt o dată. Ăsta e sunetul evacuării cu viziera închisă, pentru că ați văzut în cadrul de la Dan, am NS9 de la NOS. Este cască dual sport, v-am zis că vreau să-mi iau ceva. Am primit-o de la băieții de la În Mișcare, în teste, este prima ieșeală, să zic așa, cu casca asta. Wow, wow, de luțule! Hai să închidem carpiul raidul ăsta, că nu am nevoie de el astăzi. Am făcut și noul update la navigație, v-am arătat pe live pe TikTok, l-am făcut împreună pe live. Acum, după cum se poate observa, este full screen, dar îl închidem și pe acesta, ca să vedeți viteze și așa mai departe. Așa, și să revenim la cască, să vedem cum se comportă pe off-road, la praf, la ploaie, astăzi. Hală, dogule, băi, hală! Să știți că nu suntem inconștienți, chiar ne-a prezentat și telefonul. Mai vreme severă, vreme severă, de la ora cu tare, de la ora cu tare. Ce ziceți, mă, merge pe aici? Acum vedem ce se va întâmpla, că nu vrem să ne prindă, Doamne ferește, viitura. Și nici nu recomandăm să se iasă așa. Unde te duci, mă? Ha? Ăsta iar arată, se înfundă, noi am mai fost aici. Sincer, nu știu dacă se înfundă, dar am eu o târșă așa. Nu cred că se înfunda. Anyway, viziera, am mai multe viziere la ambele căști. Am și NS10, le-ați văzut în vlogul de la, în vlogul, Doamne, în short form contentul de pe TikTok și Instagram Reel. Foarte mișto casca. Wow! Eu nu încerc să vă vând nimic, doar le testez, bă, dacă îmi plac, o să le tot vedeți. Dacă nu îmi plac, oricum vă spun de fiecare dată când ceva nu îmi place. Ăsta era ăla de sânfundă. A, nici nu pot să intri pe el. Este silențioasă, să știți, nu mai bate sunetul evacuării așa rău la urechi cu asta. E o chestie care nu pot să zic că îmi place sau îmi displace. Pot să zic doar că mi-mi place sunetul evacuării. Să tot fie. Vine, mă, toată apa asta. Vă dați seama că astăzi o să ne nămolim extraordinar de tare. Wow! De, dacă vine ploaia, suntem terminați. Ați văzut că... Wow! Wow! Încă sunt spate. Așa, voiam să vă întreb dacă ați văzut că mi-am schimbat cureaua. Vă las chiar acum un cadru de la ATV Rom. Am făcut revizia, desigur, de 1000 de kilometri, la 1067 de kilometri și pe asta am trecut o leacă, dar nu este problemă, pentru că eu de regulă fac reviziile și o să fac reviziile la 6-7-800 de kilometri. Și am schimbat cureaua, fraților, am cureaua cu care a venit ATV-ul schimbată la 1000 de kilometri, da? Și am și cureaua lui originală pusă frumos la piese, acum am o altă curea. Trage! Ce o aveam, mă, de trage așa? Da, bă, ușor, băi. Îi place lui Andrei. I-am făcut pres pe el 27.000 de euro.
facem, de? Ți-am zis? Câți cai dai în plus? Câți cai dai în plus? 6-17. Da, 11 ani, dar 137. Doamne ajută, tată. Hai, bă, bea contract. Ha, bă, dă-i, mă, că nu e bune pe aici, mă. Vrei pe aici? Vrei. Oh, 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 ai grijă. Și-a dat în blocare. Este? Hai să vedem și noi. Ce aia a fost? Cobor! Rămân pe H. Ia uite, uite, s-a ridicat de bot. Super! Super! Băi, ești nebun! Ce naiba, mă, Dănuțule, mă? Vezi, mă? Ia-te, mă, după doamnă, știe. Ha, mă, Georgiana, dai Georgiana, dă un tine, termină-te. Nu mai mișca GoPro-ul. Armura mișcă GoPro-ul. Ia uite, bă, Dănuț, ce greu să mișcă pe coborâre. Ce vrei, mă, Dănuțul, eu ți-am zis? Dau un chilăsis? Fii atent că dau și elul. Am văzut că dacă pui clutch kit-ul de la RGVC, de exemplu, sau cum aiba să numește, pierzi frâna de motor, chiar și la X10, și n-aș vrea treaba asta, cu toate că îți dă putere. Bine, îți dă pentru... Na, cred că sunt conceput de mândrână mult mai mult. Eu nu vreau așa ceva, după cum vedeți, nu pun frână, nu pun absolut nimic și se comportă excelent. Se ridică o leacă de spate. Ce am mai făcut, în schimb, la ATV Rom, mi-au reglat suspensia să nu se mai lase așa mult de spate atunci când accelerez. Și totodată mi l-am mai ridicat foarte puțin, pentru că știți că am fost cu el doar pe burtă. Ulu, ia uite ce se ridică de spate. Și uitați-vă și voi cum a coborât absolut singur. Hai, bă, hilastist, hai. Dar a fost frumoasă măcar. Bă, ce mă ceartă, zici că ar trebui să știu toate băgăunile de drumuri pe aici, pe pădurea asta, care n-am mai fost niciodată. Hai, Georginica, că nu dau în tine. Ia uite unghiul ăsta de baracaj, ia uite. Ia uite cum mă aud în prima, fraților, ia uite. Ia uite, fraților, cum am făcut de râs pe cameră. Ia uite, fraților, na. Hai, lasă, nu mai. Și după cum vedeți, nu tai la editare. Sunt băiat finuț. M-am dat mare, m-am făcut de râs. Puteți râde în comentarii, nu e niciun fel de problemă. Că se mai întâmplă și de-astea. Și-a plecat, mă, și-a plecat, mă, mâncaia și gurița ei de evacuare. Fraților, să știți că văd toate mesajele dumneavoastră. Și dacă vedeți că nu răspund, înseamnă că aveți răspunsul pe un anumit vlog. Dacă întrebați de modificări, vă duceți la vlogul cu modificări. Dacă întrebați de PPF, de tratamente, de ce am mai pus, accesorii și așa mai departe, vă duceți la vlogul cu modificarea asta. Sunt toate frumoase în titlu, aveți în descriere toate contactele, dacă am pus contacte și așa mai departe. Pentru că mi este extrem de greu să răspund la atâta lume la aceeași întrebare când aveți video pe YouTube. Și nu numai pe YouTube, ce să vede, și pe TikTok am short form content video și pe Aulu, și pe Instagram Reels aveți răspunsuri și așa mai departe. Încă rămân 2x4, da? Ce să rămâi, mă, 2x4? E blocat? Nu e. Bă, mâncați-aș gura ta, Dănuțulei. Scuze-mă pe mine. Au. De ce nu te dai 4x4, mă, Dănuțule, când ai nevoie? Iete, na. Hă, ulu, câta bățu am luat. Cred că s-a făcut GoPro Max-ul la praf. Nici mi-am dat drumul până acum. Ați văzut că în vlogul de la Timișoara am folosit Insta360X4. Ei bine, vlogul acesta folosim GoPro Max. Ca să vedeți și voi diferența între ele. Din nou, nu încerc să vă vând nimic. You are the judge. Da, bă, frate! Ți-ai schimbat casca, nu mai au nimic, e antifonată, e... Sau nu are energie, bă, aia, să țipe, cum face de obicei. Asta se înfundă soto. Nu există niciun semn de întrebare. You are the judge, cumpărați ce vreți dumneavoastră. Nu zic că Insta-ul nu e o cameră bună, sau că GoPro Max este cea mai bună cameră. Eu spun ceea ce folosesc eu de atâția ani.
Am avut GoPro Max încă de când a apărut și n-am mai fost revizuit din 2019, iar eu încă folosesc și aleg GoPro Max. M-am obișnuit cu el, m-am obișnuit cu aplicațiile de pe telefon și mai ales cu editarea, cu post-procesarea în sine. Mie cel puțin, personal, mi se pare că rezistă mai bine GoPro Max-ul la sliderele de colorizare, să spunem așa. Da, așa, să mă dau și eu 4x4, m-am încadrat ca un... A, opa, așa, bă, da. Nu știu de ce am impresia așa că se va bloca la un moment dat. Da, mă, frate, aici am mai fost, băgam, ia-și picioară. Ce ți-am zis sus? Păi, dar nu te aud! Sus, acolo ți-am zis că se blochează! Da, poate să te bloca între timp! E frică rău pe aici, e frică că-l mănâncă urși. Dar n-ai unde să fugi, dacă vezi vreunul, poți te rogi de gând că să nu-i fi fost, să nu-i fie foame. Dacă vă uitați pe orice platformă, fraților, surorilor, uitați-vă la chestii care, de la care învățați cu adevărat ceva. Nu vă pierdeți vremea pe orice clip așa, că vă dă urât pe dopamină. Vedeți un clip trist acum, în 10 secunde un clip funny, după aia iară unul trist, iară unul funny, dopamina nu se mai bucur la nimic după aia. Hai mă, Dănuț, să vedem dacă merge pe aici, ce zici? Mamă, 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 hai să-mi pun viziera. Se vede dacă Dan m-a văzut. M-a văzut. Opa, așa! Bă, ce mi-ar plăcea să-l scol la drumul principal. Să zică bravo, bă, Goguci, ești numărul 1. Ia vezi, mă, Dănuțule. Chiar sunt numărul 1. Te pup. 2 neapărat. Hai. Mi s-a recomandat să merg mai, nu neapărat să nu fie turat, dar să rămân pe acolo cu turațiile, să nu-i dau accelerație blană încet, blană încet, blană încet. Și uitați-vă puțin. Ce este ținut pe oh. Mai ai zănuțul în spate? E băi. Danuț! Danuț! Bă, vezi că n-am frâne, mă, bucatăși. Păi nu duc eu, mă, la... Unde-l duc, mă? Unde-l duc? Stai, mă, că mă facă-i... Bă, Dănuțule, mi-am auzit aminte de locație superbă, de vis. Hai să-ți o arăt. Fie vorba între noi, n-am nimic în cap neapărat. Așa din mine, era așa. GoPro Max-ul, bă. Bă, o mai fi, mă, în regulă? Doamne, lentilă direct pe el. Hai să vedem aici. Am uitat de GoPro Max. Ce? GoPro Max e în spate la roată, mâncați aia zgurata și am dat în toate pietrele. Da, nu are nimic, n-are cum să dea piatră în el. Mhm. Și GoPro-ul okay. Acolo în spate. Nu-ți face griji. Încercăm să schimbăm harta pentru că FatMap nu mai este disponibilă. Ne-am mutat pe Gaia GPS. E Moca, dar e nașpa că nu-ți arată drumuri, nu-ți arată nimic. Ți arată doar așa niște relief pe aici. Bă, la prima vedere pare bine. Acum GoPro-urile de fapt sunt învățate la omor. Că ești gurița lui. Unde mergem? Știu eu un drum bun de fapt. Dar nu de ăsta. Nu de ăsta, frate, te duc pe un drum ok. Hai după mine că știu eu. Ba, ah, stai că noi am dat haș. Bagă și viteză. Noi am dat haș, îmi cer scuze. Știu pe naibii, bă, Dăruțule. A, știe el. O să vezi vlogul ăsta și o să râzi de mine. O să te superi pe mine, de fapt. Mă, Gucci! Bine, el îmi zice cocule că dă nu iau un bici la mine, ascultați ce vă spun.
Când îl aud cu Gogule, să scopici. Ia mai zi-mă o dată, cum mă cheamă? Goguci. Ok, ha, gata. Vrei să te privezi de alifie, Dănuțule? Să nu mai iau alifia pe off-road? Zi dacă vrei, că nu mai am. O am în poșetuța asta. Ați văzut, da? Ce poșetuță. E trimisă de Andreas. Mi-a dat Andreas și soluție la pachet cu această gentuță. Am încercat soluția, vedeți pe TikTok clip. Și astăzi testăm această gentuță, gentuță la care mă uitam de ceva vreme, să-mi iau ceva de genul ăsta, ca să nu stau doar cu acest dulă pure. Am să facem și off-road. Îi mulțumim domnului Andreas, să nu uităm. Băi, am frâne! Mai pune frână. Lăsați jos în comentarii cum vă place mai mult. Vă place așa cu viziera închisă? Vă plăcea mai mult aerohul acela? Aici mă refer doar la audio, da? Pentru că această cască nu se compară cu acel aeroh. Ca, să zicem, construcție, sunt căști diferite, fac chestii diferite. Nu se poate. Oleo, Dănuțule, ce i-aș da pe aici? Un pic de ploaie, dacă era, măcar nu mai e praful ăsta, nenorocit. Hai, Dănuțule, după mine, mă, că Dănuțule, eu și știu, mă, Dănuțule, ai grijă, ai Dănuțule! În spate, în spate! Bă, da, e prima ieșire cu full armură, coloană, umeri, coate, tot! Ai grijă aici! Mai nu știu că l-am văzut de data asta. Bine că Dănuț, la ce drace are pe el, trebuie să-i arăt până și asta. Hai grijă acolo, Dănuțule, hai grijă acolo, Dănuțule! Hai, Dănuțule, după mine, că te duc la cele mai aprige nămoale. Vai de capul meu cum trece peste astea. Bine, mă, bine, Georgiana! Wow, be careful! Ce faci? Uite, bă, cum trage, bă, trebuie să te ții și cu stomac. Speranța mea e să nu dăm de urs, atâta tot, că eu am așa un rant cu urșii. Mi și mie e frică de urși, auzi, ce vrei, să te mint? Fraților, duceți-vă pe Instagram, pentru cine nu știe, dau un GoPro 13 la giveaway. Felicitări, să le folosești cu plăcere, Doamne ajută să faci vloguri corecte, că dacă nu mă enervez, mă, ălea. Bine, mă, bravo, bravo, bravo. Nu trebuie să faceți mare lucru, trebuie doar să fiți activi și să fi fost activi în ultima perioadă, sper să fiți activi mereu, pentru că activitate înseamnă mai multe chestii mișto. Doamne, bă, la un loc. Acum când și-a luat și el cască cu vizieră și așa, merge el primul, domne, că până acum am mâncat praf cu ochelarii aia, are cască și merge primul. Oh, am călzit. Am rezolvat-o și cu stickerele. O să fac un număr limitat de bucăți la început. Toate pentru voi, nu vă costă nimic. Doar să ne întâlnim, să faceți poză când mă vedeți, dați un tag, să mă ajutați când vă rog cu un comentariu, share și așa mai departe. Oricum, or să ducă multe pe la voi, să știți. Și să lăsați jos în comentarii dacă v-ar interesa șapcă cu Goguci, hanorac cu Goguci, tricou cu Goguci. Acestea, desigur, vor fi contracost, dar o să încerc să scot cel mai mic preț. Asta pentru că v-am spus mereu, eu caut doar calitate. Stickerele, tocmai de-aia mi-a luat atâta timp să le concep, unul la mână și doi la mână, să găsesc pe cineva top în toată țara să-mi facă aceste stickere. Și am găsit, o să vă țin la curent, Instagram, TikTok și așa mai departe, cu cine, ce și cum, să nu vă plictisesc acum. Te-a asigurat, da, bravo, bravo. Aveai ce de azi, nu de azi. Capul! Oh, oh! Bă, cască, nu, domnul, domnul! Luați de aici! Luați de aici, de nu vă dau la pumn! Bă, nu dau un pumn la o cască, ascultă ce spun! Nu se poate! Cum îmi iau cască nouă? Cum apar, bă, ale, uite așa, coboară așa, dă-mi pumn! Dar stai, bre, sus, acolo, bă, ce cauți aici! Mamă, ce diferență e să ai cască, frate, o vizieră, mă scuzați! Incredibil! Am luat o vizieră mai întunecată, nu e blacked out maxim, e la jumătate așa. E foarte, foarte mișto. Că aveam înainte, aveam clear, transparentă, transparentă. Ia. Și ce
faci aici? Că aici e din Taihou, băi, Goguchi, băi. Unde te crezi? Unde suntem aici, mă? Știi el un drum, mă? Mamă, mamă, toate mințile ți le. Hai, Dănuțule, că știu eu. Știu eu, Dănuțule. Ce n-ai, mamă, Dănuțule? Ne știm de ieri, de azi? Oh, câtă crac am luat, am făcut-o prafulus. Băi, dacă ai dai la pe panta asta, cobor cu spatele. Bine, Dănuțule, ai mare grijă pe aici, că frunze abrupt. Ce facem, mă? All good? Ce faci? Good. Nu, dar ce facem? Stai la loc! Stai pe loc, că n-am frâne, băi! Stai! Unde mergem? La Cureasca! Păi și de ce coborâm pe vale? Ai pe pădure! Că pe ăsta, na, e boring. A, să continuăm pe acolo? Da, da, da! Păi da, dar mi-ai zis de după un drum safe? Păi da, dar nu ți-am zis acu! Hai înapoi! Hai! Ne întoarce! Da, îți dau și 4x4. Mamă, fițară tigaia, mă aruncai tu cu spatele. Ce vrei, Dănuțule, de la tine am învățat, că tu te-ai luat ATV-urile mele mereu. Cu tigaia, auzi? De ce nu-l pune lumină de manșalier pe ATV-uri? Întrebare, de baraj. What? Salut! Stai, eu uite-te, uite-te. Bă, bă, stai mă la un loc. Bă, eu așa m-am răsturnat. Bă, lasă-mă, da, mă, tu știi, bă, dar e vorba și de skill, mă, ta. Da, e de skill, nu de skill. Aici, da, uite-l, simt că se s-ar da. Hai, dă-i tu primul. Dă-i tu primul. Ia uite-mă. Ia uite, mă, cine ăștia, doamne. Vino cu a. Bă, bă, bă. Ha, mă, doamne, mai ai tu de acolo. Da, mă, da, vin acum înapoi, wow, wow! Haide să vă arăt cum treci prin cea mai aprigă, cum să vă zic eu, periculoasă baltă din județul Dâmbovița! Uh-huh. Pornim bestia pentru că nu o puteți trece oricum, desigur, îmi cer scuze, nu o să o mai auziți! Wow! Dacă nu-i de plană... Ha, mă, ha, mă, tată, mă, că eu păltucă... Bă, eu cu spatele. Bă, dar-i place, bă. Ha, mă, mulțumesc frumos, apreciem, ne place mult. Eu ți-am făcut acolo? Ha! Mulțumesc, Doamne, mulțumesc, Doamne, când dai genunchii lui Dan în cale. Hai că începe bine. Patricia, ăsta, Georgiana, ce-ai făcut, Georgiana? Ma. Iac. Iac tratamentul ăsta ceramic, uitați-vă cum fuge în omoala, că nu stă în omoala, Georgiana, dar... Nu dau mă în tine, momentan. Hai, mare grijă, da? Arată bine, mă, arată bine. Ia uite, bă, până unde ajuns la molul tatii meu, ia uite. Ce o avea, mă? Ia uite GoPro Max-ul ăla. Hai să ne cere scuze dacă e. Hai să facem pauză un minut, frate, să-l pun în funcțiune. Un lucru mișto când pui GoPro Max-ul acolo, sau mă rog, orice GoPro, este că ai sunetul evacuării. Ulu, ce-i pe aici? Hai, Danule, hai, Danule! Aude pomul ăsta, mâncați. Știu că vă era dor de un nou ATV vlog, așa că m-am conformat, nu m-a dat înapoi vremea. Pentru treaba asta, vă cer și eu ceva gratuit, nu vă costă nimic. Dați, mă, share și voi, mă, la vlogul ăsta, mă, la prietenii voștri, la doamna profesoară, la colegi. Ia uite, bă, troliu! 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 Cine s-a grăbit aici, mă? Cine s-a grăbit? Cine a rămas? Hai, dă-n-o să... Wow! Ce vorbești, mă? Ciot, 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 ciot! Ciot! Ești atent! Trebuie să ți le arăt eu! E bine că mi le arăt, nu le văd!
praful ăla. Ne-au înălțat ATV-ul cum trebuie și cât trebuie. Mie oricum îmi plac ATV-urile joase, de ce să mi... Îmi place să-mi atingă scutul, să se zgârie, să se facă... muci! Dar am eu probleme, na? Vă dați seama, mie nu mi-aș plăcut ATV-ul ăsta când avea zgârieturi. Deja i-am dat zgârieturi. Bine, mostly sunt pe PPF-ul ăla, care în soare. Și nu numai, mă rog, în căldurică, acolo se regenerează. Are regenerare, recalculare, re... Se lasă și o leacă mai fric. Fricața ce că într-o oră începe ciclonul, taifunul, uraganul, ce cum vreți să-i spuneți. Sperăm că nu o să fie chiar așa cum se anunță ăștia. Ia uite bățul ăsta, ia uite bățul ăsta, ați crezut că mă oprește. Bă, schirar, mă, lărba TV-uri, ce aveți? Ce avea, mă, ce avea? Am să fim serios. Hai, Dănuțulei, că știu eu drumul Dănuțulei. Deja te-am scos de pe drum Dănuțulei. Și habar nu am unde. Ah, gata, gata, l-am văzut. Hai, hai, după mine. Ciotu, ciotu. Ciotu, Doamne. Mamă, că data mea a trecut acolo. Unde mergem ăsta? Ah, uite-mă drumul. Ne asigurăm de stânga. Mamă, 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 cum trage. Ce vorbești, mă, l-am lăsat pe Dan 2 ani în urmă. Ce să mai... Cer scuze, Dănuțule, ia uite ce urmează, Dănuțule. Ia uite. Ok. Ce să mai vedem, Dănuțule, că i-am dat pe lui. I'm feeling alive. Mamă! Ce te încarcă TV-ul, băi! Așa vezi, dă-te aproape sus, o vezi bine de sus. La 2 ori 4. Ce papă, bă, ce 4 ori 4, ăla, așa, sări de pășa. Te încarcă, băi! Mamă! Mâine e luni! Și? E problemă? Era problemă dacă nu m-a dat la masca TV-ul, dar nu m-a dat cu ATV-ul și nu mai contează că mâine e luni, pentru că mă ții bine! Pe 2 ori 4, adică 8. Ușurel aici, Dănuțule, răsărit. Mamă, 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 ce i-am dat. I-a sărit zodia ATV-ului. Prostie. Mai frunze în cască. Acum avem o oportunitate să facem mai stânga. Nici nu știu. Acum urmează întrebare. Cum a zis știu eu, Shakespeare. Coborăm pe 4x4 sau pe 2x4? 2x4, tata, da un hilăsis, ia uite, ia uite, da un hilăsis ăsta. Bă, ce m-am distrat acolo, bă, frate. Doamne, cum se aude, bă. Ce, cum arată acolo, deja începe ploaia. Hai pe aici, să vedem unde dăm. Mersi frumos, Dănuțu. Hai tot să mă dau 4x4. Nu știu ce vrea Dan. Eu încerc să iau pe un fel de shortcut. Shortcut de mare inconștiență. M-am mâncat undeva. Uuuu, Doamne, câtă crăc. Uuuu, pleacă mătul. Ia uite, bă, mâncați-ași gura ta. Ce-am făcut? Am zis că i-am dat 4x4 și am urcat pe 2. Am zis că i-am dat 4x4 și am fost pe 2. All the way! T-am văzut. Trebuie să mă dau și eu cu asta. Dă-i 4x4! Ce ai, mă? Ia uite-l, bă, mâncați-aș, mă. N-am nici frâne, de ce-ți dau 4x4? Nu mai, gata, are de viziera, că nu mai e Dănuțu pericol. Pentru că nu știu sigur cum vă place cu viziera jos, cu viziera sus, sunetul de pe această cască, sunetul de pe cealaltă. Dar v-am zis, testăm împreună. Eu o să fac așa cum vreți dumneavoastră, stimabili urmăritori.
cum vreți voi, așa o dregem. Dar să știți că această cască comes in handy sometimes. Mai ales pe ploaie mă gândesc cât de mișto e, că vă dați seama că i-am făcut tratament ceramic, deși vizera are, cred, de fabrică. Dă-te mă 4-4 mă! Oh, mă, no. Ia uite ce m-a tras de cur. Ia uite, Doamne, cât a copacul. Ia uite, Doamne, ce săracul ce-a căzut. Uite, m-a dat în ăla și a rămas așa. Bă, ce fric s-a lăsat dintr-o dată. Simt așa aerul rece. Uite pomul ăla, băi! Mă duc să-l explorez. Ce e cu el? Vreau să-l trec! E cam mare, o să dai cu scutul. Cam mare, puțin spus, dănuțule. Ating cu led bar-ul? Nu! Și la revedere! Ameno! Ameno! Trebuia să-i dai! Ce că trebuia să-i dai? Păi normal! Dă-i! Nu mai, la revedere! La revedere, dă-le manșalier! A, că n-aveam ce salva acum, decât tu ce pe motomie! Bă, unde m-am mâncat, mă? Sunt suspendat rău! Da. Păi și ce fac? Îmi pui o cracă, uite aia, la roată? Da, așa. Eu uite, mă! Mamă! Blană! Dar nici scutul nu aici a fost! Da, m-aș băga, dar n-am scut de fier, am de poliamide și așa e jumate terminat. Ia uite, mă, ce frumos mi se îmbină aici! Doamne feri! Uitați-vă cât a ăsta! Bine, Georgiana! Vezi Georgiana de ce nu te lovesc? Și am fost pe H44, nu pe el. Te pup, bușteanule! Hai să vedem aici ce ne rezervă viitorul și nu viitura. Uite, bă, ce l-aș lua și pe ăsta. Ce te-a trăznit, bă, băiatule? Ce te-a trăznit, bă, băiatule? Bă, Dănuțule, ți-ai bătut joc și astăzi, bă. Une este, mă, une. Ia, Oculii Bușteanu. Oculii Bușteanu, fraților. Și eu la fel. Bă, mi-a reglat bine suspensia, frate, că pe față aveam bottom-out. S-auzea trosc, că l-am lăsat prea jos. Sincer, nu mai am mult și revin la setarea cealaltă. Pentru că așa vedem că rezistă și suspensia. Ce vorbești, mă? Ce vorbești, mă? Ia zi-mi cum e viziera, mai pentru întuneric, așa. E în regulă, asta neagră. E în regulă momentan, dar cred că la un întuneric mai apăsat, să spunem așa, de atât. Nu o să mai fie ok. Cascada o să fie pe aici. Într-o oră, două. Eu am tot felul de viziere, nu mai știu pentru care, N10, N9, am gri, neagră, portocalie, cred, nu știu, n-am apucat. Am pus la asta neagră, blacked out, și la N10 am pus-o pe aia, tot așa, nu-mi vezi fața prin acea vizieră, dar este mult mai luminoasă, să știți, poți să mergi noaptea cu aia fără niciun fel de problemă. N10 îmi încape în Can-Am Spyder, cu lejeritate, este prima cască care mă încape efectiv pe cap, care mi încape pe cap și care mi-e bună și care și intră în portbagajul lui Can-Am Spyder. M-am bucurat tare mult, știu că o gura de trebuia dus asta deja pe Instagram. Efectiv, nici am mică idee, n-am unde o să ieșim. Unde suntem, Dănuțule? Că de n-am ajuns la capăt puterilor cu tine. Eu au fost moci impunătoare pădurea de regulă așa. Băi, și să vă dau mă bomba, măcar așa niște hinturi. Plec pe Portugalia, fraților. Plec pe Portugalia, mă, cu Can-Am. Ce o să facem acolo? Vedeți pe Instagram și pe TikTok. Și evident că va fi postat și pe YouTube, dar să vedeți în timp real doar pe Instagram. Ce ori zice acei hateruți de pe TikTok când vor vedea? Vă spun ce o să zică. Ciuovă, mă, ciuovă, ce caută românul ăsta acolo? Primul care se dă banumine, mai lasă așa, nu mă mai dau informații, că nu vreau să spulber! Ia-o vezi, mă, ia-o vezi, mă, Georgi, Nico, tot la nămul ai tras? Aaa, m-a urzicat! M-a urzicat, bă, la gât! Vedeți diferența între bărbații pussycat
Te zgârie, te doare. M-a dus să-i spun lui Dan, ce-am pătit? Tati! Ul, m-am mânecat cu o muscă, bă. Bă, cum e Maxu? E acolo, da. E ok. E all good? Da? Hai, Dănuț. Fără frică, Dănuț. Bine, mă, Dănuțule, mă, ce bine arăți pe cameră. Dar dacă arăți bine pe cameră, ești între persoanele alea care arată bine și în realitate, mă. După ce că arăți bine, mai ești și frumos. Mamă, ce driftulesc m-am făcut acolo. Sper că vedeți pe roată, sper că e letil, aia curat. Din sau n-a mâncat, n-a mâncat nămol în viața lui. A mâncat viteză, să spunem așa, de autostradă. S-au făcut carcasele alea de plastic praf de la lentilă. Va trebui să-l folosesc fără nimic acum. Exact cum folosesc GoPro-ul din aproape day one. În turul României, ce ai, mă? Mi s-a rupt bățul, a căzut, am dat în crăci, mi-au dat pietre, mi-au dat nămol. Pe aici, pe meleagurile noastre, i-am dat omor. Ce vorbești, mă? Rău de tot. Opa, Anda, ce avem noi aici? Bagă-te în aia. Tu? Tu, că m-am dat de tot, două ori am dat-o. E rău acum, nu se compara, la tine era plat. Bă, n-am, despre ce vorbim? Eu mă dau, bă, n-am chef. De două ori. N-am chef. A, bă, gamea și picioarele, că o dau eu atunci. Hai, Dănuțule, să te văd. Iar fac o probă la praf. Era de urban. Am răzgândit. Ha, mă, că au dat-o mulți. Bine, mă, ia uite și pe al meu. Oprește motorul. Uitați Maxul cum se prezintă. Și uitați ce-a luat Dan. Uite un telefon, bă. Nu o iau, frate, că am și multă treabă. Nu mai rate de minim, nu. Ce-mi place. Sunt stricat cu o mână, da? Am efectiv, mi-am bătut. Nici o șansă! Nici o șansă! Uite, bă, cum se mișcă tot asta! Hai să băgăm diferențialul. Ții pe la mine, n-am încerci. Diferențialul n-are nicio putere. Hai! Fraților, după cum vedeți, când te mănâncă te și scarpin, firar mama lor de creme, de alifi și așa mai departe, mergem să salvăm pe Loco People de la Anenec. Ia uite ce aici. Ia uite ce aici, bă. Ia de aici thumbnail. Cum ar fi să vin spre tine pe aici să rămân și eu blocat? Asta e întrebarea. Tot Shakespeare a zis. Nici o șansă. Iar a început să miroasă ars. Ui,
uitați-vă cât a intrat lemnul ăsta. Gen, atât. Despre ce vorbim? Vin să te salvez! Nu plânge! Rămâi maxim acolo, ca să ai aderență. Hai să o speriem, ia. Ce ai, mă? Ușor, mă, cu șufa aia, că mi-o zgârii. Of, fear are all damn. Vezi de ce te lezi, să nu rămân naiba. Ia uite-l, bă! Ah, nisipuri mișcătoare aici. O pun sus, nu? Bă, eu l-aș fi legat mai de jos, de cadru. Păi da, mă scufund în el. Are nimic. Bă, a început ploaia. Hai. Mamă, frate, ah! Vezi ce ploaie, bine. Ajută-mă, bă! Haide, uite ce e aici. Să dai și cu manșalierul. Logic. Și troliu și manșalier. Logic. Nu-ți face griji cu Georgiana, ce-ai? Bine, bă, bine, mă. Bravo, Georginica. Bravo, Georginica. Nu comenta cu curea cu alea, că nu mă interesează. Despre ce vorbim? Îi mai dai o dată? Da. Ia uite ce ai pe anvelope, fratele meu. Da, tu le speli, eu trebuie să plec la București. Eu așa le las. Le spală doamna. Așa lași? Păi le lăsăm în ploaie, fie rar mama lor la TV-uri. Aș vrea să șterg camera, că parcă simt că e murdară, dar uitați-vă ce aici. A semnalizat, nu pot să cred, a semnalizat acolo. Georgiana, unde te duci așa? Bă, începe ploaia, bă. Vine toamna, frunzii galbini. Și aici am dat. Nu ne uităm la bani aici. Mamă, mamă. Mamă, ce plouă, aoleu. Hai că nici nu plouă. Doamne, ce e pădănuț. E mai frumoasă Baliga. Ia uite câte nămoale ai, tente de... tente maronii, tente gri. Da, poți să ridici o casă cu ce ai pe el. Da, mă, păi știu, mă, acum ce... Iho! Să nu uit, am și pin loc la această vizieră, de-aia nu m-am uitat, de-aia aburit. Fiți atenți, eram acolo unde ne îmbrăcăm noi, ne echipăm pentru off-road. Eu am o geacă de ploaie, da? A, nu, păi da, cum să iei? Eu să nu am, tu să ai? Și mi-am zis, bine mă, frate, ca să vezi ce om bun sunt eu, ți-o dau eu ție, îmbrac-o tu, că nu o iau eu. Nu! Și mi-am zis, ok, atunci o iau eu. Nu! Că ai la București încă nu știu câte, și că cutare, și că Mangalia. Păi eu înțeleg, dar... Așa mă, dă-i, hai, hai. Unde ne ferim? Unde ne ferim un pic de ploaie? Bine, că o să plouă două zile, dar... Păi dar oricum nu merită să zici, hai să ne dea altă postin de ploaie, că o să plouă 48 de ore. Da, facem și noi o pauză să mă murdăresc, să mă șterg o leacă, să... Aici? Păi nu aici, în pădure. În pădure, înapoi? O leacă sub un copac, dacă vrei mergem colo. Hai acolo! Hai acolo, dănuțele, că ia uite ce ne paște mâncați aia jgura. Și surioara mea mi-a dat mesaj. Ai grijă, te rog. Ai grijă. Iar eu sunt genul de persoană care ascultă, efectiv. Îmi place să iau așa, de la critică constructivă la bă, fii atent. Și încerc să fiu cât mai atent. Ia uite pauza asta aici. Și dacă ai nevoie să fugi de urs, ia uite ce te paște, da? Ia uite, bă, cum se aude. Ia, fă liniște o leacă. Ha, mă, te-am rugat frumos să faci niște o leacă, te-a luat acum. Ce ai, mă, dracu, ești nebun? Da, nu pune bășini și alte la editate. Da, nu pun bășini. Râgâi, ce pun? Nu pun nicio râgâită. Las vlogul așa cum e, s-a liniștit. Aha. Hai să auzim, ia. Ia, ia. Frumos. This is life, ok? This is life. Love it.
pauză. Haideți că facurăm pauză aici, puțin așa o toaletare, să zicem, din partea lui Dan, ca să nu mințim. Uh-huh. Iar acum mergem să căutăm o zonă cu semnal. Prea sunt pe aici. Să vedem și noi despre ce e vorba, e furtună. Să mergem pe camere, camerele de la Vulturești, Pitești, București, să vedem ce se întâmplă și ce e pe acolo. Mie mi-au rămas niște mesaje de pe anumite grupuri și am văzut o fel de panică și așa mai departe cu vânt, tornadă. Hai să vedem semnal, Dănuțule. Mamă, ce alunecă, frate. Puneți putere, poate v-au zis. Alunecă rău. Ia uite-l, ia uite-l. Ia să vedem dacă are semnal aici. Zice că am 3G. Eu am meci. Se încarcă greu. Ce frig e să-mi bat picioarele. Hai să-mi patru patru, că alunecă prea rău. Chiar alunecă. Mamă, și intrăm pe o zonă care, dacă se mocirlește, este foarte periculoasă. E puțin mai în față, uitați că aici și aici. Momentan aici e ok. Și dacă se nămolește, nu prea poți să mai întorci pe ea. Bă, ce frig e. Uite că avem un fermor pe aici. M-a luat frigul. A început să întărească carnea pe mine de frig. Așa, Dănuțule, dă-i și cu o leagă de praf, că mi-era dur. Dar uite, cu casca asta nu mai am treabă de praf. Ia uite, bă, ce frumos. Very nice, very nice. Ce n-aveam, mă, că alunecă-și pe 4x4, dar nu înțeleg ce alunecă în halul ăsta. Înțeleg că aproape nu mai am anvelope pe spate, da? A început să bată și vântul. Avem o urcare aici mai deosebită. Păi, Dănuțule, dacă plouă torențial, nu ne mai întoarcem pe aici. Tu ești insane. Mamă. Of, așa, opa, așa. Mamă, ce alunecă, frate. Concentrat aici, sunt multe. Ia uite-le, ia uite-le, era mama lor de crăci. Uitați-vă ce e aici în față, ia, ia uite, ia uite. Lăsăm să curgă. Ce o aveam de trage așa? Mamă, cum plouă acolo în față, frate. Și am și vizieră blacked out. Aludan este undeva la middle. El vede momentul acesta foarte bine, eu nu văd extrem de bine, că este destul de închisă. Bine, mă, Dănuț, ia uite, am intrat în ceață, ploaie, ce Dumnezeule e acolo, mă? Ia în calcul că dacă plouă să face nămol de la rău, de exemplu, n-ai cum să te mai întorci pe acolo, dacă e așa. Da, de asta trebuie să coborăm repede și după nu mai avem. Păi coborând, dacă vine torențial, nu te mai întorci pe aici. Nu mai ne întorcem pe aici, nu. Nu ne mai întorcem pe aici. Nu, nu, nu. Bine, hai. Mergem pe încredere, cum am mers de fiecare dată atunci când ne-am blocat, că nu mai știa. Despre ce vorbim? Am rămas în low. Ia uite și aici, ia uite, ia uite ce se înclină. Mamă, cum miroase. Ia uite, fratele meu. Ce vorbești? Movie set, bă, movie set. Fenomenal. Pașa, bă. Aude cheia aia de-n bagaj. Mi-am luat și o trusă cu chei. Ce să fac? Să fiu și-o în rândul lumii. Marele mecanic pe păduri. Începe ploaia din ce în ce mai rău. That's a fact. Se și întunecă din ce în ce mai rău. Hai să lăsăm să iau o leacă de viteză. Și nu mă refer aici la țuică. Ce vorbești, mă? Nu mai încolo.
Cât a hău era acolo? Georgiana, ascultă-mă că ne supărăm. Am luat-o pe aia numai în drift, nu m-a ascultat deloc. Nu mai, că dau un iaz, fiți atenți. Mamă, ce m-am speriat de ăsta, am crezut că e porc mistreț. Mamă, efectiv am tremurat. Bine, mă, Georginica, mă, bine. Ce vorbești, băi? Nu m-am gol. Și acum mi-aduc eu aminte, nu e fratele meu nimic pe jos, că de-aia nu m-am antelope. Dă-mi gol de fiecare dată, mai ales pe aici, ia uite. S-a făcut mucus. Mucus el sălbaticus, ia uite, bă, ia uite, bă, bucățești. Nu în sus, nu în sus, că n-ai ce face, vrei tu acolo, mă, firărat. Damn it, dănuțule. Așa, așa am ajuns aici și se îmbătat, nu? Că e iarnă. Bă, zic că e iarnă! A venit iarna, ia uite cum arată. Ia uite, bă, frate, bă, mi-am dat jos viziera, văd mai mult. Uite cum bate vântul, ești nebun. Începe să ningă. Oricum mi-e frig, nu te-e frig? Mi-e frig rău acum, chiar e... asta am zis, să știi. Abia așa să-ți fie frig rău și să-mi pun geaca. Să vezi ce ne omorâm, ne luăm la bătaie pe geaca aia, treaba ta. Bă, Tame, devine din ce în ce mai periculos, ascultă-mă. Ce? Devine periculos! Da, bă, da. Hai, auzi, periculos. Clas, așa. Periculos, auzi. Asta e mintea lui. Aici nu mai vorbim de ploaie. Și nici de ploaie torențială. Vorbim de coduri. Și nu de alea de GTA. Coduri de alea de temperatură. Mie... Bă, îmi place ploaia, îmi place să mă plouă, să mă prindă pe off-road, doar că de bine totul, mult mai tehnic, trebuie să fii atent că te duci ca pe gheață. Ca pe gheață și, fraților, mare atenție, mare atenție pe ploaie, mai ales după ce a plouat mult. Nu mai permis să mergi cu viteză, să intri în viraje cu viteză, că nu te ascultă ATV-ul, poți să ai ATV-ul de 82.000 de euro. Nu există, dar poate facem noi, dacă băgați mâna în like-ul ăla. Ia uite-te, bă, băiatule, bă, sunt viral la maxim. Mergi mai ușor, da, 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 mai da. Ușor. Era mama lor. Hai, mă, na, ce-o treabă. Îl poate oriunde vrei. Așa. Nu știu cum, mă, ne mai băgăm să o coborâm, habar n-am. Vezi că ți s-au încărcat anvelopele. Da. Ai grijă, nu o să ai tracțiune deloc. Da, mă, da, avem grijă. Dacă stăm în șanțul ăsta, n-ar trebui să se întâmple nimic și să nu lăsăm să crească viteza. Uite ce i s-au încărcat. Bine că și mie mi s-au încărcat la fel, să ne știți. Că e rău, nu poți să virezi. Nu aveți cum să vedeți pe cameră ce este realitatea. Niciodată. Hai că de asta scăparăm. Dan s-a descărcat de nămol, acum o fac și eu. Mamă, ploaie de nămoală, tată. Ploaie de nămoală. Bine, Georgiana, hai înapoi pe H de la... Ai! Ce vorbești, mâncam? Ia uite-l, bă, mâncați-a ce-mi face spatele. Wow! Nu, devine din ce în ce mai rău. Avem unde să ne adăpostim dacă e ceva. Deci 10 metri te ascultă, dar să umple la loc. Să umple la loc, firar mama lor. Lăsați jos în comentarii și dacă vă place mai mult cu LED bar-ul sau fără LED bar. Am început să se strângă ploaia pe vizieră și îmi distorsionează drumul din față. Dar nici nu ridic viziera, pentru că mie de-aia nu-mi plac neapărat căștile cu vizieră pe off-road. Dacă o ridici și splouă pe interior, e foarte nașpa. Mie nu-mi place, nu-mi place, nu-mi place. Bine, momentan eu am ținut-o închisă. Nu am ploaie pe interior, de-aia nici nu... De-aia nici nu văd. Wow, dă-i drumul. Aoleu. Mamă, Dănuțule, unde intrăm, mă, Dănuțule, mă? Nici nu mi-a mai schimbat LED bar-ul la
cu celălalt, că m-am obișnuit cu acesta. Adică e în regulă și acesta pentru off-road, mai ales că nu prea am mai ieșit așa noaptea. Dar ieșim și noaptea, să știți. Tot ce trebuie să faceți e spam în comentarii cu vlog de noapte. Și băgăm vlog de noapte, firar mama lor. Mă gândeam să băgăm vlog de noapte și iarna, dar iarna sunt urși polari. Mai răi decât ăștia. Luțule! Dă luțule! Dă luțule! Așa îi zic. Adă-mă schijetul ăla. Dă luțule! Ce o fi mă în capul nostru la un altul pe aici? Ce face? Tot în aia te duci. O altă regulă este să aștepți ca primul să treacă de, să zicem, peste o baltă, nămol ceva, să nu cumva, Doamne ferește, să rămâneți blocați amândoi dacă sunteți în doi, cum suntem noi. Că n-ați vrea treaba asta. Îți dai seama să ne blocăm amândoi undeva? S-a terminat șmecheria. O luăm un fut. Mergem așa, pe repede, ce să facem? Dai o mână cu un urs, cu vreo vulpe, lupă, alea. Hai că dă vulpe, nu mi-e frică. Da, bosule, de lupi, așa, 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 gen foarte frică, dar de urși, extrem de frică. Mamă, ce-am făcut pe mine, dănuțule! O, ce-am atins aici! Mamă, Georgiana, te rog, eu mergi unde-ți dau ghidonul! Dar mama lor de ATV-uri, ia uite-o, ia vezi, mă! Ce vorbești, mă? Oulu! Dănuțule, fără frână de astea periculoase. Ce vorbești, mă? Uite, tată iarbă, băi! Mamă, ce bună era, o cărâpă, să-mi dau și eu pe viziera asta, că dacă dau cu mâna asta plină de nămol, o fac prafus, sălbaticus. Hai că Dan mă duce, eu cred că după câmpul lung încolo. Am ajuns la asfalt! Ioana, n-am nicio legătură cu ce credeam eu că se va întâmpla. Oh, gigele, băi! Ce oi avea? Hai! Ia uite, ia vezi, mă, ia vezi, mă, mâncați-aș gura ta! Ia vezi... Așa, da! N-am nici amică idee unde sunt, crede-mă! Asta spuneam, pe aici n-am mai fost niciodată! Deci am impresia că trebuie încolo, dar cum am ajuns aici? Hai pe drumul ăsta să vedem dacă recunoaște ceva, dar aici n-am mai fost. Dă-i mă, dă-i firar mama lor. Ia uite ce a lăsat în urmă, Dănuț. Vedeți? Avem panvelope? Mama, nu lecă și pe aici. Știu! Da, știu că știți. Nu, nici nu mai așteptam la ceva. Da, mă! Da, nu știam că a mai fost și a asfaltat aici. Hei, Valen! Salutare, Valen! Cinste vouă, Valen! Băi! Luminile aprinse frumos, că poate... Bă, a asfaltat aici, și la ăla, unde era să te faci praf. Bine că era să faci praf mai peste tot. A, uite, mizerii pe jos. Bă, vă rog eu din suflet, mă, nu mai aruncați, mă, mizerii așa, mă. Vă rog eu mult de tot. Ia uite ce e pe aici. Aoleu, dă nu o iau razna. Hai tată, pauză, pauză nițică aici, da? Sub acoperișul ăsta, că mi-e frig, mi-e alea, tati meu. Nu mai zic de foame, că nu mai văd bine. De foame. Nu, foarte rău. Da? Da. Păi și aici plouă foarte rău. Păi aveți și voi grijă, că s-a pus pe vigilie. Gata, mergem acum, venim direct spre casă, da? Nu știm ce să facem cu spălatul, le mai spălăm, le mai spălăm. Avem o groază de făcut până acasă, să fim sinceri. Ai de capul meu! Ai de capul meu, cât de rău e! Aoleu! Aoleu! Fraților, e jale pe cuvântul meu. Vai de capul meu, ce frig mi-e. Ia uite, pe aici deja se formează râuri. Mi-a alunecat degetul pe accelerație. Păi nu simțiți ce simțim noi. Pleacă fundul ATV-ului așa într-o parte. Nu te ascultă, mă, TV-ul până mult, mă, frate. N-ai ce să-i ceri. Aolo, stai că am uitat că am plecat cu pensionare. S-a venit pensia? Hai. Du-te, tată, du-te. Aolo. Fraților, îmi cer scuze, dar chiar n-am cu ce să vă mai șterg, sunt praf peste tot. Și
mi-e frică să nu fac mai rău, gen. Bă, noi avem încălzire mânere, bă, și Gogu n-are, hai să facem. Aici urmează o coborâre riscantă. Hai, dă-te el, mă dau și-o el. Hai cu eu fix ca da. Dacă pot. Vedeți ce bine e cu downhill assist? Deși sunt pregătiți de frână și de picior și de mână. Aaaa, a stupat groapa, bă, cu lut, bă, nu pot să cred. A stupat groapa, bă! Nu, bă, de ce ați făcut așa ceva? Era groapa noastră, mergi, Liliano, mergi drept, ce faci? Unde te crezi? Aoleu, ce bine e cu încălzire în mânere, ce bine îmi pare că Gogo n-are. Cred că nu mai spălăm ciuna TV-ul și dau spre București, fraților. Că mai am treburi. Marți sunt cu mașina la BMW. Am programare. De miercuri, că tot vorbeam de mașină, să vedeți mecherie. Să vedeți ce modificare fac la mașină. Asta tot pentru că ați vrut. Mi-a zis pe fiecare live și în comentarii și în DM, mai fă vlog cu mașina, mai modifică ceva. Să vedeți ce modificare. Ia uite viitura, doamne. Cât e de frig. Ia uite, mă, pe frână. Pe frână, vărule, ia uite. Ia uite. Na, mă, vaca asta n-are nicio treabă. Aolo, mă, alta vacă. Ia uite, doamne, câtă pisică, doamne. Aolo, cineva e pe jos, nu pot să cred. Să trăiți. Bună ziua, să rămână. Să ați liniștiți, suntem bine. Și-a plecat. Bine, mă. Hai, Gogule, că am înghețat, mi-a înghețat. Așa? Hai, mă. Care soluția va fi mai bună? Să mergi tare sau să mergi încet? Tare și să-ți fie fric sau încet să nu-ți fie așa fric? Dar durează mai mult. Mi-a intrat apă în GoPro, n-am strâns bine media modul. E plin de apă. E plin și încă merge. Dar să știți că de aici până acasă... Aoleu! Nu mai este nimic interesant, așa că fiți atenți aici. Opa, așa! Mulțumesc mult, fraților, că v-ați uitat și la acest vlog. Nu uitați de share-uri, comentarii, subscribe și așa mai departe. Dați să afle cât mai multă lume! Și până data viitoare aveți mare, mare grijă de corpurile voastre. Stați în casă pe tornadele astea, nu faceți ca noi, că e un fric de îngheață, pum, în capră, cum să mai ziceam, mă? Anyway, gata, asta a fost, închidem vlogul aici. E fric rău, doamne, doamne, te rog, doamne. Le spălăm? Vai de capul meu cât de frigă mi-e, numai. Deci nu mai pot, am înghețat armura pe mine. E nebun la cap. Bă, vărule, am înghete atâta apă. Și la fel.